Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un clip foarte, foarte, foarte special. Este unul dintre cele mai speciale clipuri de pe canalul meu. Este cel mai special clip de pe canalul meu, fără doar și poate, pentru că în decursul acestor zile o să fac un lucru foarte, foarte special. Un lucru pe care nu toată lumea are curajul să-l facă, dar am zis că eu pot să fac acest lucru, pentru că am mare, mare încredere în persoana de lângă mine. O iubesc foarte, foarte mult și chiar dacă suntem tineri și chiar dacă suntem la început de drum, cred că împreună o să putem trece peste toate mult, mult mai ușor. Așa că astăzi m-am decis să vin la Moreni, da, în orașul meu natal, unde cunosc foarte, foarte multă lume cu care am copilărit, cu care am crescut, care mă poate ajuta în acest plan. Pe data de 30.01.2021, fix cu două zile înainte ca noi să facem un an de relație, oficial în acest clip putem să spunem de cât timp suntem noi împreună, pentru că știți că am ținut chestia asta secret, dar astăzi este ziua. Așa că pe 2.02.2020 eu am cunoscut-o pe iubita mea, în curând se va împlini un an, dar pe data de 30.01.2021, înainte ca noi să împlinim un an, o să o cer pe iubita mea. Nu e un lucru ușor. Cum v-am spus, nu multă lume are curajul să facă acest lucru, dar curajul meu vine de la ea, ea mi oferă tot curajul de care am nevoie și de asta cred că o să trec în toată viața asta alături de ea cu bine și de asta am ales să fac chestia asta. După cum vedeți, nu sunt la mine acasă, sunt la casa altcuiva, la un bun prieten de-al meu care m-a cunoscut de când eram eu așa și acum mă vede așa și însurat, adică cam așa. Sunt la prietenul meu Adi. Filmează Iulian în spate. Acolo este Cosmin, care filmează behind the scenes, și în spatele camerelor mai este și domnul Marian. Domnul Marian, care tot la fel mă cunoaște de când eram eu mic, este profesor de teatru aici pe zonă și este un om, unul dintre cei mai talentați oameni pe care am cunoscut eu în materie de teatru și o întreagă enciclopedie. Și de asta mi se pare și omul potrivit care să joace rolul care mă va ajuta pe mine să cer pe iubita în căsătorie. Am ales să filmez aici pentru că nu sunt cu iubita. Scuza mea să vin în Moreni singur fără ea, pentru că știți că noi suntem așa, a fost să vin să învăț să folosesc stabilizatorul pe care tocmai l-am cumpărat, pentru că în zilele ce urmează o să mergem în Dubai, cred că în momentul ăsta chiar suntem în Dubai, și acolo o să filmăm noile noastre piese. Avem niște piese foarte, foarte tari, piesa mea Macarena. Și când trebuie piesa asta ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Care să fie o piesă super, super bombă, și piesa iubitei Arde, care tot la fel e o piesă care o să rupă. Arde, e fierbinte între noi, arde, să ne singă cineva, arde. Dar doar cu ajutorul vostru. Și altă scuză care a venit foarte, foarte natural a fost că cineva a încercat să-mi fure roțile și am fost nevoit să vin să-mi schimb cauciucurile. Dar ce mă întrebați? Da, asta a fost. Am avut un mega, mega noroc, adică ghinionul s-a transformat chiar în noroc și azi am putut să fiu aici singur și să pregătesc tot planul de bătaie. Cum vă spuneam, aici este Cosmin, care filmează behind the scenes, și acolo este domnul Marian, profesorul de teatru, iar ei fac parte din scenariul meu. Ei vor fi polițiști, așa, intitulați polițiștii. Cum stă treaba? Eu și iubita mea, pe data de 30, cum v-am spus, o să fim la aeroport și o să vrem să plecăm spre Dubai. Cosmin și Marian se vor dea drept polițiști și vor veni la mine la semnalul pe care o să îl dau eu, adică în momentul în care eu și iubita ne vom așeza pe bancă. Vor veni la noi, se vor legitima și vor spune că fac parte dintr-un grup de crimă organizată. În acel moment, iubita se va speria extrem, extrem de tare, cred eu. După care vom continua ancheta, mă vor întreba tot felul de chestii să o sperie cât mai și cât mai mult pe iubita. Iar punctul culminant va fi acela în care domnul Marian, profesorul de teatru, îi va cere colegului său să mă percheziționeze. În acel moment o să fiu pus jos cu forța, fără voia mea, adică mă voi zbate un pic acolo. Voi fi pus în genunchi, iar din buzunarele mele vor fi scoase probele, adică inelul pe care o să-i ofer iubitei mele, și o să o întreb dacă îmi poate să-mi ofere în schimb toată viața ei. Am zis frumos? În spatele nostru o să fiu coordonat de către Iulian și de către Adi, care mă vor ajuta cu filmatul. O să avem două camere cu stabilizator frumos care ne vor filma și vor imortaliza fiecare moment pentru a-l pune acolo în raft și să-l avem toată viața noastră. Dar am făcut alegerea să postăm acest videoclip și pe YouTube pentru că vreau să împărtășim aceste momente frumoase și cu voi, pentru că vă iubim foarte, foarte mult și ați fost alături de noi la fiecare moment mai bun sau mai greu din viața noastră. Așa că în acest videoclip nu o să vă rog să
dați like, să dați share, să faceți toate chestiile astea. Este pur și simplu un clip de vizionat și de participat efectiv la acest moment important din viața mea. Am mari, mari emoții, probabil nu m-ați mai văzut așa de serios până acum. Am emoții în tot ce constă această acțiune. Deci, pur și simplu, vreau să iasă totul bine, vreau să nu vadă camerele, vreau să fiu pus în genunchi la momentul potrivit, vreau să putem filma, deși este foarte, foarte dificil în aeroport, să nu suspecteze ceva, să avem acolo timingul ăla pus la punct. Deci toate chestiile astea îmi dau foarte mai bătăi de cap și vreau să vă spun că în ultimele 2 săptămâni, în timp ce am pregătit chestia asta bine, în cele mai importante părți, pentru că de pregătit o pregătesc, cred că de luni întregi, vreau să vă spun că am avut programul extrem de full, dar pentru că o iubesc extrem de mult, mereu am reușit prin toate activitățile pe care le... Mami, filmez, ce să zic, bine, ce faci la o sămânță? Vreau să vă spun că în ultimele 2 săptămâni, programul nostru a fost foarte aglomerat. Am stat 24 din 7 lângă ea și teoretic nu aveam absolut deloc când să pregătesc o astfel de surpriză, de-aia mă aștept ca iubita să nu se aștepte la ceva și să nu suspecteze absolut nimic. Bine, eu pregătesc chestia asta în mare de câteva luni bune, dar acum am zis să aplic la tot ce m-am gândit în decursul lunilor care au fost. Dar una peste alta, o iubesc foarte, foarte mult și am făcut tot posibilul să iasă așa cum i-am propus, să iasă așa cum i-am dorit și să nu trec superficial peste acest lucru, pentru că vorba aia se întâmplă odată în viață și este unul dintre cele mai importante momente din viața ta și trebuie făcut ca la carte, așa cum ți-ai propus și așa cum îți dorești. Astăzi suntem în 28 ianuarie, ceea ce înseamnă că poi mâine e? Doamne, ferească-se Dumnezeu, nebunesc că leșin aici să mă prindă cineva. Deci sunt absolut terminat. Peste câteva minute trebuie să plec înapoi la București. Pe explicații nu am de dat pentru că le-am dat înainte și nu am ce să zic, sper să iasă bine. Vă las cu filmarea direct din aeroport. Poate o să ne întâlnim, nu știu, undeva într-un loc mai retras. O să o las pe iubita cu părinții ei și poate o să mai filmăm ceva și înainte de toată nebunia. Dacă nu, vă las cu filmările care urmează. Și era să uit de cel mai important lucru. Am cumpărat și inelul și Iulia nu a putut să fie alături de mine când am cumpărat inelul, dar am reușit să trag câteva cadre cu telefonul, așa că o să vă las în exclusivitate să vedeți inelul, pentru că cu filmările din aeroport nu o să puteți să-l vedeți, așa că vă las cu filmările din magazin. Guys, tocmai ce sunt în magazin, acum o să fac alegerea pentru inelul perfect. Încă suntem în dubii, dar sunt sigur că o să-l găsim pe cel potrivit. Și am luat-o pe mami, e aici lângă mine, dar nu o să filmez, sunt aici lângă mami. Și mami o să mă ajute să găsesc inelul perfect, ca de fiecare dată mami este complicele. Gata, guys, am găsit inelul. Mamă, uitați-vă și voi cât de frumos e. Vreau să-mi dați o notă în comentarii, mie mi se pare că e inelul perfect. Îmi place enorm de mult, dar vreau să văd părerea voastră în comentarii. Uitați-vă cât de frumos e. Deci m-am încurcat la acest clip. M-am bâlbâit mai mult decât m-am bâlbâit în toată cariera mea de când filmez clipuri în fața camerei. Deci e haos. Da. Sper să fie totul bine. Urați-mi succes. Rugați-vă pentru mine, chiar dacă clipul ăsta e filmat, nu contează, și dacă nu e live, sper să iasă totul bine și hai să vedem ce iese. Antonio, dar pot să zic că în seara asta filmăm pentru el, nu? Sunt aici alături de domnul comisar Irimia, dacă-l vedeți. Hai! Așa. Domnul comisar Cosminel și domnul Adi. Ne îndreptăm spre aeroport, unde împreună cu Antonio îi pregătim surpriza pentru Bibi. Acum sperăm să iasă bine, să nu leșine nimeni, să ne ia poliția și sperăm să zică da. Hey, salut, guys! Am ajuns aici la aeroport, îl așteptăm pe Antonio, sperăm să ne iasă faza, cam multă bază. Antonio nu mai răspunde la mesaje, sperăm să mai vină în seara asta. Ok, ne vedem în aeroport!
Puteți să luați loc, nicio problemă. Imediat, trebuie să apară băieții cu camerele. Haideți. Da, da, da. Da, da, suntem implicați să veniți. Seara. Din cum colegii noștri sunt cameraman de investigație. Deci sunt tot ofițeri, numai că filmează pentru... De ce s-a întâmplat? Deci aș vrea buletinele de dumneavoastră, cărțile dumneavoastră de identitate. Și ați trebuit să vă informăm că... Dacă sunteți împreună, da. Să vă legitimați, să vă declinați identitatea, că poate nu sunteți. Și am greșit. Și luați masca de protecție, care să vă acopere nasul și gura? Vă mulțumim pentru înțelegere. Investors, informed airport. Da, eu dacă n-am trecut masca aceasta, mi-e și foarte rău. Luați-o, luați-o, luați-o. Vă rog, nu vă panicați, că astea sunt niște proceduri de rutină. Iubire? E, tati, e firesc. E firesc, mai ales că suntem în urmă la aeroport. Dumneavoastră, probabil că vreți să vedeți. Da, sunt eu o fire mai... Nu e nimic, e bine să fii sensibil, nu e un handicap. E chiar... Da, știu. Hai să, aveți aici câteva acuzații grave, să știți. Vă mai amintiți ce ați făcut în iunie 24, 2020, cum zice prietena noastră, în 2020, în 24 iunie? Probabil era cu o infracțiune pe internet. Un transfer de conturi de 100.000 de euro în Dubai. Știți ceva? Nu. Sunt mai multe acuzații. Sunt câteva suspiciuni de droguri. De droguri? Trafic de persoane cu ajutorul internetului. Bine, dar astea le, o să le mai dezvoltăm după ce veniți. Puteți invitați la camera 13 din drumul taberei. Nu e nicio problemă. Și acum noi nu putem să plecăm? Bă, da, o să plecați. O să fie. Da, aveți ceva de spus în acest sens? Eu? Că nu înțeleg la... De când îl cunoașteți pe domnul Antonio Pica? Aproape un an. Un an. Și știți în urmă cu 2 ani ce făcea domnul Antonio Pica? Da, cunosc destul de bine. Erați apropiați și în urmă cu 2 ani când el a făcut niște afaceri oneroase? Nu. Ce fel de afaceri? Afaceri onoroase, asta nu se spun în public, asta se fac în instanță. Ok. Ai ceva de... O să te afle. Îți mai aduci aminte ce ai făcut atunci? Nu, absolut nimic. Pentru că nouă ne-a luat foarte mult timp, să știi, cu filajul. Noi filăm de 2 ani de zile. Și asta e o muncă colosală. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Sunt bagajele dumneavoastră? Da. Acesta este bagajul dumneavoastră? Da. Aveți ceva de declarat? Ok. Aveți ceva de declarat? Doar haine. Haine cu cameră. Cu ce vă ocupați? Cum ne apară de infracțiune? Nu mă ocup cu infracțiune, asta e treaba. Da. Vă dați seama, sunt niște departamente care, în loc să vadă de treburile ei, stă să urmărească. Dar să știți că suntem foarte bine cu poliția informatică. Adică noi știm, adică filajul, bine, inclusiv eu, cam știm tot, tot, pe ore, pe... O să vă dăm un desfășurător, dar când vă întoarce, da? Da. Da, te rog să faci, trebuie să procedăm la o percheziție scurtă și... E și eu? Nu, 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 nu avem voie să percheziționăm femeie, nu. Okay. Aveți mandat de... Nu, nu, DICOT-ul nu are nevoie, deci nu aveți nevoie nici de avocat. E o infracțiune națională. Hai că terminăm, nu e. Nu. În cazul acesta nu trebuie avocat, nu trebuie procuror. E o infracțiune națională de foarte gravă. Nu, nu intrați în panică că nu e nimic grav. Rezolvăm. Pune-mi pe cap, stai în genunchi, te rog. Așa e procedura. Și pune-o pe asta la spate. Ok. Deci vă iubiți, sunteți apropiați, sunteți iubiți, nu? Nu așa doar prieteni. Un an de zile spui? Da. Ar trebui să ai grijă. Da, frate. Te iubesc,
important. Și în momentul ăsta important e mental. Vreau să spun că, după ce te cunosc, îmi dat seama că ești femeia de care am nevoie și cu care vreau să trăiesc. Și nu mai vreau să mai știu mai mult timp. Când simt că vreau să fac cum fac. Vreau să fii tare. Asta e primul lucru. Pregătesc surpriza asta de foarte, foarte. Foarte, foarte mult pregătesc. Da. Așa o pregătesc. Și m-am gândit în momentul ăsta. Cum vreau să fac. Și știi că în ultimele săptămâni am avut super mega treabă, dar am făcut imposibilul și am pregătit să fie exact la carte, exact cum mi-am propus și exact cum am dorit. Vreau să știi că ești cea mai importantă persoană din viața mea și că ești perfectă. Și că e prima noastră vacanță mai lungă și vreau să plecăm cu cel mai frumos cadou. Vreau să știi că se apropie anul pe care să facem împreună și nu găsăm altă de mai departe. Așa că vreau să te întreb. Vrei să fii soția mea? Da! Da! Care mi-au dat, nu știu cât să le mulțumesc. Înseamnă că ne-am făcut, dar așa greu a fost, să știi că a fost foarte greu. Când joci un rol... Domnul Marian este un profesor de teatru pe care... Sunt acolo și regizor de profesie, dar... A jucat de exemplar. Mi-a fost foarte greu. Deci aș fi jucat orice rol, dar ăsta să faci pe cineva să... Vă mulțumesc de suflet, l-am legitimat, ai văzut. Păi da, erau complice, că așa... Și mami, Oli, dă o legitimație! A văzut că sunt adevărate, sigur. Mi-e vrea să opresc. M-am uitat la fața ei, dar am văzut. Am suspectat și eu fața ta, de-aia... Mi se părea că erau foarte mami și tati ai mei, păreau un picuț liniștiți. M-am uitat la tatăl tău, era palid. Și acolo m-am prins că era ceva... De emoții! Am și plâns în față! Nu te cred! Ce ne-am și spus? Mă gândeam, de ce să filmeze? Ce se întâmplă? Nu înțelegeam nimic! Păi tocmai asta era ideea, să nu se înțeleagă nimic, că prea mult de plecat nu era bun. Singur a fost o oportunitate să pregătesc surpriza. Când ai avut timp să pregătești toate astea, ești non-stop lângă mine, cum? Când a venit la Moreni. Aproape, nu. No. Atunci? Nu, no, mai de atunci, de mult mai. Mie nu vine să cred. Acum cel mai important lucru, scoapă inel. Bibi inel. Doamne, e superb. Nu vine să crede, ești tremur toată și îmi tremură inima și... E pe placul tău, inelul? E de vis. E pe exact cum îl imaginam. Da? Te iubesc foarte mult. Copiii mei, frumoși, drag. Nu, mie nu vine să cred. Nu e adevărat. Nu pot să cred, nu. Ce-a fost raportul? Că nu vreau numai tot. Dar tu tremurai, baby, el a jucat cel mai bine din punctul meu de vedere, mă ținea de mână și, wow, deci cu 7 camere după tine, deci o să stau numai cu mâna așa. Mulțumim mult de tot. Mulțumim frumos. Wow.
tremura, mă țineai de mână și tremura, simțeam cum îți tremură și simțeam cum îmi bate inima. Tu știi cum eram? Eram speriat, eram chiar așa s-a întâmplat. Simțeam cum îi bate inima, mă ținea de mână și... Am înregistrat un microfon pe telefon tot în căștia asta, de aia mă duceți să mă oprești. Dar că fiecare lucru n-a fost așa. Mici, Le-am combinat, le-am pus una peste. Iar domnul pare exact ca un domn de la Dicot, jur. Este... Pare, e de acolo. Jur că eu știam despre ce e vorba și tu mi-am ieșit. N-am fost chiar atât de agresiv, tocmai ca să nu fie... A spus că el nu o să fie agresiv, pentru că e... Nu, dar cineva mă vestit din parcare, mi-a spus dacă e așa... Când m-a luat cu Dalea, că sigur știți ce face cu infracțiuni... Că știam că e vorba de un an și trezeam să spiciun pentru anul care nu era foarte clar. Primele reacții. Mie nu-mi vine să cânt, eu nu... Îmi stau lacrimile efectiv nu pot să reacționez, că nu-mi vine să cred, a fost ceva... Deci toată lumea știa în afară de mine. Tot aeroportul ăsta știa. Tot? Da. Ai zis tu astăzi. Și de când sunt, la aeroport, de la ora 5. Wow, nu pot să cred, vă super mulțumim. Da, simțeam azi că toată lumea era super dubioasă. Și inclusiv când am ajuns în aeroport. E ceva la mine. Deci când am ajuns... Dacă nu ne ajutau cei doi jandarmi drăguți... Ce drăguți! Restul că nu. Dar probabil au știut și alții, pentru că mi se părea că imediat cum am intrat în aeroport, se uitau niște domnișoare la mine așa foarte... Mă gândeam, bă, e normal că sunt în aeroport. Eu am sus cu camera pe tine și de-aia să uitau au văzut. Vreau să vă spun că... Deci nu mai am mâinile, picioarele, nimic. În moment... Făcea... De ce am mâinile reci? Deci tot așa făceam. Păi domnul are ani întregi de datorii. Sunt regi tot de formație. Eu sunt profesor, că sunt profesor. Vreau fotografii? Ba da! Ba da, hai pe rog. Și de ce tot... Asta nu înțelegeam, că de ce totul trebuia să fie filmat? Pentru instanță. Timpurile. Am găsit și o scuză. Da, dar să știi că în fiecare dată o probă. Dar tot te să repetă la domnul. Dar tu îți dai seama, că fiecare minut... Deci tu e mare scoare. Păi, dar știu, numai dacă spui... Dar vreau să știu dacă ai bănuit ceva. Ai psihologicul deja făcut ăla la cap. E bun, mami, inelul? E foarte bun. Cine a luat măsură la inel? Cine? Amândoi. Dar cum ați? Păi la cât îți țin mâna... 24-7 zile, când știu și eu. A comparat degetul lui cu degetul tău și a zis e cu 20 mai mult. Îmi place că nu, poți să ții o secundă, te rog, să nu te pierzi. Ai spus că vrei cu piatră albastră. Că da, e foarte important pentru mine, pentru că culoarea albastră, da, să dau o explicație așa, culoarea albastră e culoarea noastră preferată, iar ochii mamei mele sunt albaștri și mereu când văd o piatră albastră am impresia că, nu știu, e acolo cu mine. Și pe Antonio îl aseamă foarte mult cu mami, se pare că seamănă 100% și, nu știu, e o chestie așa sufletească și pe care nu pot să o exprim, dar e inelul perfect și îmi place, la nebunie, e de vis, e perfect, e finuț, e strălucitor, e perfect, te iubesc. Pe partea asta să se vadă inelul, da? Doamne, nu vine să cred. Și acum, până data viitoare? Chestia asta nimic să aibă intro, vă pupăm.